foarte important atragerea acestor fonduri și felicit echipa Consiliului Județean și pe domnul președinte pentru implicarea de până acum în atragerea de fonduri europene. Marcăm un moment important atragerea a unei sume mari din Programul Operațional Regional 2014-2020. E vorba de circa 4 milioane de euro. Bani care vor fi utilizați pentru creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean Brăila. Sigur că există o contribuție importantă, așa cum o să și vedeți, din partea Consiliului Județean, care este considerată cheltuială neeligibilă, pentru că noi în această axă am putut finanța doar cheltuielile aferente eficienței energetice, mai precis cele care au venit din recomandarea raportului de audit energetic. Așa că, din acest motiv, aș spune că trebuie să subliniem efortul pe care îl face Consiliul Județean de a susține o contribuție importantă care n-a putut fi finanțată din fonduri europene, pentru că pe această axă de finanțare, ea nefiind dedicată spitalelor, am putut finanța doar zona de eficiență energetică. Deci numai aceste cheltuieli le putem încadra ca eligibile. Dar, evident, dacă tot reușim să modernizăm o clădire și, așa cum a spus și domnul președinte, să obținem inclusiv acreditarea din partea ISU, care este o mare problemă, atunci asigur că va trebui și a trebuit să facem efort să găsim bani ca să finanțăm restul de cheltuieli care nu au putut fi finanțate din fondurile programului regional. Aș vrea să spun că programul POR 2014-2020 se va termina în decembrie 2023. Deci acesta este termenul maxim în care se pot atrage fondurile de la Uniunea Europeană pe acest exercițiu de finanțare. Așa cum știți cu toți, suntem în negocieri pentru a obține aprobarea pentru următorul pachet de programare 2021-2027, astfel încât de la sfârșitul anului România va putea beneficia de fondurile aferente următoarei perioade de programare. Deci, practic, în anul 2023 o să mergem în paralel cu două programe. Să închidem programul 2014-2020 și să accesăm următorul program 2021-2027, care de asemenea resurse de finanțare considerabile pentru politica de coeziune. Inclusiv vom continua finanțarea eficienței energetice a clădirilor, pentru că e o politică în europene, adică, după cum cunoașteți, Europa Verde rămâne un deziderat pe care noi va trebui să-l urmărim și să-l obținem până în 2030, cel puțin. Și de asemenea, suntem în colaborare cu Consiliul Județean pentru a finanța portofoliul de proiecte care a mai rămas nefinanțat pe eficiență în exercițiul următor 21-27.